Salutare! A venit timpul să vă salut din nou. După cum se vede, avem bagajele făcute și asta poate însemna un singur lucru, că urmează să plecăm. De data asta nu o să vă zic încă unde plecăm, rămâne o surpriză, pot să zic doar că este o destinație foarte iubită de către români. Dar până atunci vă las și vă salut de pe Aeroportul Internațional Brașov. Și uite așa, vă salutăm din Antalya. Dar de fapt nu este Antalya, pentru că acum suntem într-un microbuz și mai urmează încă 2 ore pe drum până în Alania. Aceea va fi destinația noastră finală. Până atunci vă salut și ne vedem la hotel. Numai bine! Bună dimineața! Vă salutăm din prima zi din Alania. În stilul nostru specific, concediul nostru nu a început tocmai extraordinar de bine. Am ajuns ieri undeva pe la ora 9:30 și am vrut să filmez un pic camera și poate să fac și turul hotelului, dar din păcate mi-au zis că sunt overbooked, că nu, așa se practică și că o noapte o să stăm în alt hotel, nu în cel ales de noi, așa că am fost cazați în spatele hotelului nostru, la Hotel Balic se cheamă, un hotel de 3 stele. Hotelul pe care l-am ales noi este de 4 stele, deci este și o diferență de confort și de calitate. Acum tragem din nou trollerele și mergem către hotelul nostru. Sperăm să facem check-in-ul, bineînțeles că o să facem un pic de scandal și o să cerem o cameră mai bună, măcar atâta să ne dea și nouă. Dar, per total, nu pot să zic că a fost groaznic. Aerul condiționat mergea, băga rece, camera era destul de curată, deci nu ne putem plânge. În afara disconfortului că trebuie să stăm să ne trambălăm dintr-o parte în alta, altceva nu pot să zic că ne-a deranjat. Cam atâta momentan, mergem la noi la hotel, la recepție, lăsăm bagajele și vedem mai departe ce facem. Ne vedem mai târziu, numai bine! Ora 10, am mâncat ceva aici la hotel și acum o să încercăm să dăm o fugă până la plajă, deși nu știu cât o să putem să stăm sau o să rezistăm, pentru că deja sunt 40 de grade. Partea faină este că hotelul unde suntem noi cazați, Cleopatra Ada Beach, este chiar vis-a-vis de plaja Cleopatra de aici din Alania și ne povestea ghidul nostru pe drum că este singura plajă cu nisip de aici din zonă. Și se vede hotelul acolo în spate și odată ce treci strada avem direct plaja. Acum rămâne de văzut cât de faină este asta. Două șezlonguri și o umbrelă, $8 sau €7,50. Și iată, ne ajungem și pe plajă, un șezlong cu umbrelă, €45. Mie mi se pare extraordinar de scump. Plaja arată cam așa, peisajul e frumos, doar că plaja este plină. E o plajă foarte mare, de câțiva kilometri. Nu este neapărat genul meu de plajă. Mie îmi plac mai degrabă plajele mai mici, plaje virgine, unde nu este așa de multă lume. Dar, o să încercăm în alte zile și plaje de genul ăla. Momentan o să ne schimbăm un pic și o să încercăm apa, pentru că pare apetisantă.
Ora 4:30, 40 de grade afară. Am plecat iarăși de la hotel. O luăm așa un pic la picior să vedem ce găsim pe aici. Căutăm prima oară niște cartele de telefon, pentru că nu avem deloc internet. Așa, în mare, ce pot să zic? Prima zi, ușor dezamăgiți pe total și de plajă și de apă, de oameni și da, cam totul. Nu știu, am ajuns entuziasmați, dar momentan nu suntem. Sperăm ca în următoarele zile să fie mai fain. Și am zis să ne uităm un pic și de excursiile opționale, să căutăm aici la o agenție locală. Cam ăsta e planul, așa că ne vedem mai târziu. Numai bine! Salutare! A treia zi în Alania. Până acum nu am filmat mare lucru, pentru că nu prea am făcut mare lucru în afară de hotel, piscină, un pic de plajă mare, deci, na, genul ca la all inclusiv. Dar am zis că ar fi interesant să filmez asta, pentru că acum urmează să mergem către telefericul de aici, din Alania. După care o să urcăm acolo, dacă se vede, sus pe cetate, la cetatea Alaniei. Problema mea este că eu am o foarte mare frică de înălțime și nu știu cum o să mă descurc cu telefericul ăla, dar o să încerc să fiu bărbat și să... O să încerc să fiu bărbat, ce să mai... Ne vedem la teleferic. Numai bine! De lire turcești costă un drum dus întors cu telecabina sus la cetate și din câte ați văzut programul de funcționare este între 9:30 dimineața și 11 seara. Ce pot să zic este că merită să vii ori foarte de dimineață la prima oră când se deschide sau dacă nu seara la, nu știu, 7-8, pentru că altfel este foarte cald. Da, haideți să vedem cum e. Tocmai am ajuns sus la cetate. Am făcut, cred că, 2 minute cu telecabina, nu mai mult, dar e fain, merită. Acum urmează să mergem către cetate, să o vizităm.
Dar peisajul deja de aici este splendid, vi-l arăt și vouă. E ora 8:30. Cam asta a fost plimbarea noastră cu telefericul de aici din Alania și la cetatea Alaniei. Per total pot să zic că merită. Noi am stat numai vreo 2 ore, cred că, dar dacă stai să te plimbi, să vizitezi absolut tot ce are cetatea, cred că poți să petreci lejer undeva la 3-4 ore. Ce ne-a plăcut era că erau destul de mulți pomi, era destul de împădurit și țineau umbră. Asta era fain. Aveai sus de unde să-ți cumpere apă sau suc, în caz că ți se făcea sete, chiar restaurante unde să mănânci, deci asta nu este o problemă. Cei 8 euro dați pe bilete, da, pot să zic că merită și recomand oricui se află prin zonă să vină și să viziteze cetatea. Până atunci vă zic numai bine și ne vedem data viitoare.